E, Doamne ajută! O tundem cheală. Îi dă cu benzină acum? Benzină? Nu, e... Nu e benzină, e ulei de măsline puțin. Noi punem și puțin... Îl faci salat acum. Hai, să vedem. Oh my God. Chiar arde, mă, uite. Mișto era dacă știa aia lui Figaro acum. Figaro sus, Figaro jos. Prima client care am zis la el o să dau cu foc era în țara mea. Și cică îți dispare părul alb. După ce am sigurat că ai tehnica asta și protecție tot la piele și tot, și am zis la el, uite, vreau să-ți dau foc la părul tău. Și a zis da, el a crezut la glumă. Și când a început să-ți dea foc și a văzut focul pe capul lui, a fugit de scaun și m-a înjurat. Bună, îl faci puțin și la sprâncene? Îl faci la sprâncene? La nas, ce-i faci? Îi faci părul din nas? Da. Rebelez și părul de nas cu ceara, cu... Ia uite, mă. Bă, ești prost la cap. Păi și nu-l arde, mă. Băi, adevărul e că e puțin bronzat. Da, după aia este miroase ca grătar, știi? Cine, dacă are păr mult... Și din urechi? Bine, el nu ne aude acum. Gabi, și din urechi ți-a? Mai, auzi bine, încă. Bravo. Adică într-o singură ședință și tuns și solar. Exact. E bine? Pui și sare? Da, sare de lămâie. Ce i-a pus acum? Praf de pușcă. E... Pentru? Balsam. Praf, dar ce? I-a pus zahăr pudră, bă, după ce pentru? Se face crem brulee, pui niște zahăr pudră peste. Hai să vezi acum, la sfârșit. Atenție! Băi, aduceți extintorul, vă rog frumos. Un bă, extintor aici să extintor. Fie. Adu un extintor, doar repede. Să fie, să nu se știe niciodată. Abii, spune sincer, dacă e să câștigați premiul de 120.000 de euro, cât e partea ia, ta? Ia, ia. Ia uite-l. Băi, lasă-ne, mă! Băi, ești nebun! Ia uite, frate, îi face și breton. Cât costă? A, gata, mă, s-a stins. Okay. Popieri de serviciu suntem noi. Noi am venit pregătiți, suntem. Da, te rog. Okay. Nu, tehnica care fac, nu face niciun efect rău. Deci noi suntem pregătiți.